Bă, sper din tot sufletul în momentul de față că se aude bine, că mă văd bine și că o să iasă ceva bine din videoclipul acesta. Este ora, cred că 8, 9 sau 10 seara, nu știu exact cât este, abia am venit de la plajă. Am fost toată ziua plecat la piscină, la plajă, la toate astea. Bate vântul afară, derupe pur și simplu. Bă, până la urmă, vorba aia se numește Fuerteventura, adică vânt puternic pe românește. Cred că asta este traducerea completă. Bine, am aflat și eu atât de nou, nu mă, așa. Bun, ca o primă impresie, în Fuerteventura a fost super, super, super bună. Singurul lucru nașpa este aici, că nu este foarte, foarte multă vegetație și că pur și simplu, fă unde te uiți cu ochii, vezi, bă, nu pot zic că deșert, dar vezi pământ. Da, cam asta este traducerea pe românește. Dar, în schimb, dacă te duci în partea aceea unde este orașul sau un sat, na, cum s-ar spune, este pur și simplu de vis, mai ales în momentul în care ajungi în aeroport, ești întâmpinat de palmieri, de lume bună, de absolut orice. Este, bă, e super diferit de partea de România, dar sper că o să rămân aici pe o perioadă mai lungă, așa după mine, pentru că de mâine încep treaba și vreau să văd cum este. Sunt foarte, foarte bucuros de chestia asta. Vreau să încep și un nou proiect, vorba colegului meu de jos. Facem știrile de pe aici, să vedem cam ce se întâmplă. Asta rămâne ca și proiect pe momentul de față. Nici acum nu știu dacă o să postez ceea ce am făcut eu aici, pentru că e foarte, foarte mult de editat. Astăzi v-am spus că nu am stat foarte, foarte mult de filmat, de postat, având în vedere cât este ceasul acum, nu știu cât este ceasul. Înseamnă că am fost plecat mai toată ziua și că am fost pe drumuri. Chiar mi-au trebuit super mult aici la cazare, aseară trebuie să fac curat aici, a trebuit să îmi scot bagajele, să-mi pun lucrurile, să toate alea să le ordonez, să mă pun să editez să termin de editat videoclipul de ieri și să-l și postez, pentru că nu am reușit să-l postez ieri, na, din cauza netului care este foarte, foarte prost în momentul de față aici, dar eu sper să fie mult mai bine. Și vreau să vă anunț că din momentul de astăzi o să înceapă niște vloguri super, super forță aici și o să fie super mare nebunie și o să fie super, super mișto pentru mine, pentru voi și pentru toată lumea, pentru că sunt super entuziasmat de alegerea pe care am făcut-o, de faptul că pur și simplu mă aflu într-o țară nouă, nu sunt la mine acasă și e puțin ciudat, e oarecum puțin creepy, dar e super fascinant pentru că ești aici de capul tău și poți să faci foarte, foarte multe lucruri. Dar cum v-am spus, o primă impresie despre Fuerteventura, în primul rând, lăsând vântul la o parte, este foarte, foarte frumos, apa limpede, nu o algă, nu vezi o scoică, nu vezi nimic, chiar mai devreme notam cu peștii, deci ca să înțelegeți cum stă treaba. Toată lumea este super, super prietenoasă pe oriunde te duci, hello, hola, nu știu ce, toți sunt super, super prietenoși, este super mișto zona, deci eu vă zic că ar trebui să vă încercați cu toții. Oricum, rămâne în viitor să facem mult mai multe vloguri de aici, de unde sunt eu, la cazarea pe care o am eu. Am mult mai multe locuri în care aș putea să filmez. Ăsta ar fi primul în care vreau să filmez mâine. Vreau să încerc să fac ceva între 1 și ora 5 când am liber să filmez ceva. Este super mișto pentru că am background-ul din spate cu oceanul în spate, care se vede super, super mișto, și orașul, nu mai știu cum se numește, ceva cu mur, în orice caz era Moroilo, auzi la mine. Nu mai știu exact cum se numește, dar oricum o să vedem mâine. Și mai am unul la piscină, plas și piscină, da, asta e viața. Mai am unul la piscină, mai am jos din cameră și mai am iarăși de jos de la parter aici, sunt pe două etaje. Și, deci asta înseamnă că o să facem episoade mult mai diversificate și mult mai muncite și mult mai așa. Îmi pare foarte, foarte rău că n-am reușit să postez ieri, cum am spus, nu mi-a mers netul, n-am reușit de nicio culoare, până la ora 2 a stat, m-am chinuit și n-a reușit, abia astăzi, pe la un 3 după amiaza, 4, nu știu când n-a reușit să-l postez. Nu, pur și simplu, nu am semnal momentan, nu am Wi-Fi, nici nu știu dacă o să reușesc să-l postez pe acesta. Astăzi o să încerc din tot posibil să revin la numărul meu inițial de filmări, na, de vloguri pe zi. Vreau să vă anunț că urmează o super mare nebunie de acum încolo și o să încerc să fiu super creativ, să fac chestii noi pe canal, nu doar să fiu în fața unei camere și să vorbesc și să pur și simplu să spun ce am în cap. De acum vreau să fac vlogurile mult mai muncite, mult mai multă dedicare. Fac asta cu foarte multă dedicare, dar în ultimul timp nu am mai avut la fel de mult timp, nu a mai fost interesul la fel de mult, poate că vedeți în ultimele două vloguri că nu au mai fost nici de 10 și ceva de minute, că nici nu au mai fost editate și nici sound design, nici toate astea. Dar tura asta vreau să încerc să fac mult mai, să le muncesc mai mult, fie mult mai entertainment for you guys, așa?
și poate vom face și câteva vloguri din Playa, știți melodia aia cu Vamo pa la Playa. Deci ca să înțelegi cum stă treaba, poate cu siguranță vom face și undeva pe la sfârșitul săptămânii acestea. De fapt, săptămâna următoare, pe la sfârșitul ei, o să o facem și prin oraș, poate vloguri, poate daily vloguri chiar, poate cum arată toată Fuerteventura, partea asta de Fuerteventura a insulei. Fie ceva super, super mișto și pentru mine și pentru voi, să fie entertainment for you și aveți și voi ce vedea, să fie ceva diferit față de ceilalți youtuberi din România, să nu stau doar în fața unei camere și să încep să vorbesc ce-mi vine în cap. Adevărul e că, stau puțin și mă gândesc și față de primul loc e super wow, că pur și simplu stau în fața camerei, vorbesc și vorbesc mult mai fluent și pare cum vin și ideile mai ușor și, nu știu, pare că, nu știu, pentru mine e ok. Cred că este al 8-lea sau al 9-lea videoclip acesta din seria de 100 de videoclipuri și sunt foarte, foarte mulțumit la momentul în care am ajuns. Cam atât pe videoclipul de astăzi, nu vreau să vă rețin foarte mult, este mai mult unul informativ și este făcut pe grabă, că vreau să îl și postez tot astăzi, să revin să recuperez videoclipurile, să recuperez din urmă. Așa, vreau să ne revedem mâine cu un nou videoclip, cu ceva nou și cu ceva super entertainment for you, guys. Până atunci, numele meu a fost Mario și v-am salutat, pa, pa!